Ieri voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, alături de cadrele medicale implicate în Campania Sănătate pentru Sate a Patriarhiei Române, s-au deplasat în localitatea Podeni Vechi din județul Prahova. A fost cea de-a 30-a ediția campaniei, care pe 3 septembrie împlinește un an de la semnarea protocolului de colaborare dintre Patriarhia Română și Ministerul Sănătății. La Podenii Vechi au acordat consultații medicale gratuite numeroși medici de diferite specializări, printre care diabetologie, cardiologie, medicină internă, pediatrie, stomatologie și imagistică. În cadrul acțiunii la care au participat 30 de voluntari de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, dintre care 10 medici, au fost acordate consultații medicale gratuite pentru peste 100 de persoane, și de această dată partenerul campaniei Carrefour România a oferit pachete cu produse de igienă orală celor prezenți la consultații.